Zodia balanță și cei care au ascendentul pe balanță în luna aprilie pot avea pot să aibă în vedere luna nouă din Berbec, care vă va da șansa unor începuturi noi în relațiile personale, asocieri, parteneriate, chestiuni care țin poate de dușmanii pe care aveți sau de concurenți, rivali, procese. Sunt posibile aspecte noi legate poate de o persoană cu care aveți relații personale de colaborare sau chestiuni noi legate poate de unele persoane care, mă rog, nu vă înțelegeți prea bine. Se pot clarifica astfel lucrurile. Sunt experiențe legate de relațiile cu partenerul de viață, poate o problemă juridică, poate evoluția carierei sau evoluția voastră în afaceri. Soarele se află în conjuncție cu în această perioadă cu Luna. Conjuncția este în berbec ambelor planete, deci avem un aspect de sextil cu Mercur din Gemeni. Acest aspect activează pentru voi studiile de lungă durată, călătoriile lungi, studiile care țin de filozofie, de spiritualitate. Sunteți susținuți la manifesta mai multă vitalitate, mai multă încredere în voi înșivă, mai multă îndrăzneală, forță de luptă, dorință de afirmare și posibilitatea de a lua decizii. Vă utilizați energia pentru a socializa, pentru scopuri constructive. Relații de familie active, trainice și de colaborare. În perioada 13-18 aprilie apar aspecte benefice între Soare, Jupiter și Marte, care aduc în prim plan creativitatea, hobby-urile, sportul, jocurile, asocierile, contractele, relațiile personale, dorința de cunoaștere, credința voastră, călătoriile, relațiile cu străinătatea. Sunteți favorizați în a manifesta mai multă maturitate, mai multă vitalitate, expansiune, afirmarea autorității, calm și detașare, optimism, responsabilitate în idei, în inițiative, conservatorism. În familie veți căuta să aveți relații agreabile, armonioase, de colaborare. Luna plină vă luminează, are un pe o casă, începând cu data de 27 aprilie, în care apogeul acestei case pentru voi este legat de finaluri bune sau rele în ceea ce privește zona resurselor, a finanțelor, a bunurilor personale. Puteți culege de pildă roadele unui plan de economii, valorificarea unui talent nativ sau, din contră, puteți deconta cheltuieli exagerate. Banii, bunurile, lucrurile pe care le prețuiți sunt acum în atenția voastră și vă pot afecta bine sau rău. Legat de carieră, pot să apară tensiuni care vă cer unele decizii, poate legate de bani, poate de un loc de muncă, poate mai bine plătit, de ce nu.